În prima rundă a campionatului mondial de șah feminin ce se dispută în aceste zile la Nalcid, reprezentanta noastră Sabina Foișor a întâlnit-o pe experimentata mare maestră poloneză Monica Soco. Prima partidă a mini-meciului lor, de două partide, s-a disputat cu piesele albe pentru reprezentanta noastră. Deci Sabina cu piesele albe a jucat D4, cal F6, Soco, C4, E6, cal C3. Indiana Nimzovici. Aici, albul, în loc de cal C3, ar mai fi putut juca fie cal F3, fie G3. Sabina a ales să joace un picuț mai agresiv, nebun B4, pentru a împiedica albul de la avansarea pionului E4. Lupta se dă pentru câmpul E4 aici. Dama C2, tocmai cu ideea de a avansa pionul centru, rocadă. Acum, albul nu poate să joace direct E4, din pricină că ar urma nebun capturează la C3, pionul din B capturează la C3, iar structura de pion albui ar fi foarte, foarte proastă. Deci, urmăriți. Aici, dacă ar fi jucat E4, albul urma nebun ia C3, B ia C3, iar pionii albi sunt dublați. Revenim la poziția noastră. Negru a jucat rocada. Cal F3. C5. Cu ideea de a pune presiunea asupra centrului alb. D ia la C5. Cal A6. O dezvoltare interesantă. Dacă negru ar fi capturat cu nebunul la C5, acel pion, se slăbea presiunea asupra centrului, iar albul ar fi putut să împingă E4 direct. Astfel, acest cal pe care îl vedeți voi în A6 va veni pe C5 cu ideea de E4. Deci acesta este drumul lui. G3. Dezvoltarea nebunului la G2 este necesară, deoarece modalitatea de dezvoltare pe diagonala F1 A6 ar împiedica, ar ruptura drumul nebunului din C1. Deci dacă ar fi jucat E3 albul, atunci nebunul din C1 ar fi fost înjenit. Calea C5, cale 4, cale 4, presând pe legătura calului din C3, rocada, cal C3, bea C3. S-a încheiat o primă fază din această luptă. Ce observăm? Observăm că albul are o structură de pioni foarte slabă, da? Pionii sunt rupți în comparație cu lanțul de pioni al negrului, aproape perfect, da? Dar, în schimb, are o dispunere mai bună a figurilor și posibilitatea de a se dezvolta mult mai repede. Nebunul din C1 are cale liberă de dezvoltare, în timp ce omologul său din C8 este slab. De asemenea, observăm o colaborare foarte interesantă. Coloana B cu această diagonală. O amplasare a turnului pe B1 colaborat cu forța nebunului din G2 poate să creeze foarte mari probleme negrului, în principal de dezvoltare. E4. Observați că albul și-a realizat ideea deschiderii, da? D6. Pentru a preîntâmpina E5-ul, care ar crea mari probleme negrului. E5. Cu orice preț, Sabina alege să deschidă liniile. Este foarte important, deoarece negrul are probleme de dezvoltare. Liniile trebuie deschise. Observați că acum s-a deschis această diagonală de care vă spuneam eu. Cale 5. Negrul deja nu prea știe până să scoată cămașa, dacă pot să mă exprim așa. Pe lângă faptul că nebunul din C8 este slab dezvoltat, de nu are niciun câmp practic pe care să iasă din cauza punctului B7. Acum mai apar probleme și cu dama din D8. Nici ea nu prea își găsește locul. Unde poate fi amplasată? Pe D este vulnerabilă. Pe C7 ar suferi din cauza amplasării nebunului la F4. Unde poate fi dezvoltată? Cum continuă negru lupta? Dama C7. Dama E2. Sabina alege să apere și slăbiciunea din C4 înainte de dezvoltarea nebunului la F4. Cal D7. O lege a șahului spune că atunci când ești în criză de spațiu și de dezvoltare, încearcă să schimbi piesele pentru a elibera presiunea.
timp. Un F4.